În Tokyo, poliția urmărește un infractor, ale cărui afișe de căutare sunt peste tot. Individul reușește să ajungă pe o stradă aglomerată și au static o fată oarecare, amenințând că o va împușca. În acel moment începe să-l doară pieptul și cade la pământ, unde moare rapid de infart. A doua zi, directorul adjunct al afacerilor externe iese din biroul său, doar pentru a fi înconjurat de o grămadă de reporteri. Înainte de a le putea spune ceva, cade și el și moare de atac de cordă. În apropiere, un congressman acuzat de crimă este liberat din lipsă de probe, dar moare de atac de cord, fiind și el înconjurat de reporteri. Pe măsură ce zilele trec, tot mai mulți infractori încep să moară brusc de atac de cord în tot orașul, chiar și în celulele lor. Pe măsură ce poliția și mass media își dau seama că nu poate fi o coincidență, toată lumea începe să vorbească despre persoana din spatele acestui lucru și îl numește Kira, care este pronunția japoneză a cuvântului ucigaș. Unii oameni sunt în favoarea ceea ce face Kira, pentru că infracționalitatea scade, în timp ce alții cred că niciun om nu are dreptul să se joace de Dumnezeu în felul acesta. Unele grupuri religioase chiar cred că în spatele acestui lucru se află Dumnezeu, care în sfârșit le judecă păcatele. Într-o seară, știrile informează că un individ a pătruns într-o companie financiară și ține ostat și pe angajați. Când Light vede la televizor numele și poza infractorului, scoate imediat carnețelul și notează numele. În doar câteva secunde, reporterul anunță că infractorul a murit subit de atac de cordă. A doua zi la facultate, Light și prietena sa Shiori discută subiectul Kira. Shiori este împotriva acțiunilor lui Kira și crede în lege, sublinind că Light va ajuta oamenii mai corect atunci când va deveni avocat. Cu toate acestea, Light împărtășește că și-a pierdut încrederea în lege. Cu câteva săptămâni în urmă, a intrat în sistemul poliției și a descoperit că o mulțime de cazuri au fost abandonate, fără a prinde sau pedepsi infractorii. Refuzând să creadă acest lucru, într-o seară a mers la un bar, unde a auzit pe criminal vorbind despre cât de mult le place să ucidă. Curând a observat că Light se olba la ei și l-au amenințat cu un cuțit, sublinind că nimeni nu-i poate băga după gratii. Shiori este și ea dezgustată de poveste, dar Light nu-i împărtășește adevărul final. Când a părăsit barul, Light și-a aruncat cartea de drept într-un morman de gunoi, dezgustat de starea actuală a sistemului. În apropiere a găsit un caiet misterios cu cuvintele Death Note pe copertă. L-a luat acasă și a citit prima pagină, care spunea că oricine avea numele scris în caiet va muri. Light a crezut că este o glumă, dar când a văzut la știri că un criminal este în libertate, a scris numele pe caiet doar pentru a se distra. În dimineața următoare, a citit ziarul și a fost șocat să descopere că infractorul era mort. La început a crezut că a fost o coincidență, dar mai târziu, în timp ce se plimba, l-a văzut pe criminalul din bar și a decis să încerce din nou. Light a scris numele tipului pe caiet, în timp ce îl privea de peste drum și spre surprinderea sa, tipul a căzut brusc și a murit din cauza unui atac de cordă. Acum că a descoperit puterea sa, el a citit celelalte reguli. Caietul funcționa doar dacă scriitorul putea vizualiza în minte chipul persoanei, iar dacă nu era specificată cauza morții în termen de 40 de secunde, de la scrisoarea numelui persoanei, aceasta murea de atac de cordă. Ulterior, el s-a îndreptat spre casă, doar pentru a da peste o creatură terifiantă, care s-a prezentat drept Ryuk. S-a dovedit a fi un secerător sinistru și doar persoanele care atingeau caietul îl puteau vedea. El a fost cel care a scăpat caietul pentru ca Light să-l găsească și a vrut să vadă ce poate face un om cu el, așa că Light a fost liber să-l folosească cât de mult a vrut. După ce a auzit acest lucru, Light a jurat să folosească Death Note pentru a crea o lume fără crime. 4 luni mai târziu, poliția încă investighează cazul Kira, dar nu era nicio pistă. Unul dintre detectivii implicați este Soichiro, care este și tatălui Light. Polițiștii sunt disperați după orice indiciu, așa că acceptă să lucreze cu el, un geniu misterios care comunică cu ei prin intermediul unui laptop, manovrat de majordomul său. A analizat datele tuturor crimelor misterioase care au avut loc în întreaga lume și a ajuns la concluzia că persoana se află în Japonia. Pentru a dovedi acest lucru, el face un plan cu polițiștii. Ceva mai târziu, Light se uită la o emisiune specială la nivel mondial, în care un detectiv jură că are suficiente dovezi pentru a-l prinde pe Kira. Numele lui apare pe ecran, așa că Light îl scrie imediat pe biletul de adio și tipul moare la televizor. Dintr-o dată, logo-ul lui el apare pe ecran și vocea lui explică faptul că totul fusese o capcană. Tipul care a murit era doar un infractor, iar emisiunea nu era cu adevărat mondială. A fost prezentată cu atare pentru a-l păcăli pe Light, dar de fapt a fost transmisă doar în Japonia pentru a confirma locația lui. El încheie transmisiunea promițând că îl va prinde pe Light și va da sentința la moarte. Light vrea să riposteze, dar nu are numele sau fața reală a lui el, așa că este neputincios. Ryuk explică faptul că ochii lui de secerător sunt capabili să vadă numele oamenilor și ora morții, așa colectează sufletele. El poate împărtăși această putere cu Light, dar trebuie să plătească cu jumătate din durata de viața rămasă, așa că Light refuză. A doua zi, el le prezintă polițiștilor noile calcule pe care le-a făcut, dezvăluind că toate momentele morților se potrivesc cu orarul unei facultăți, ceea ce înseamnă că ucigașul este un student care nu ucide în timpul cursurilor.
Deoarece Light continuă să intre în sistemul poliției pentru a ține pasul cu cazul lor, el află repede despre concluziile lor și își amintește că regulile caietului prevăd că poate stabili ora și cauza morții, așa că notează o grămadă de decese și le programează să se întâmple pe parcursul întregii zile. Își dă seama că el își acoperă urmele și ajunge la concluzia că cineva din poliție scurge informații. Nu are altă soluție decât să înceapă să investigheze toți polițiștii și familiile lor. Câteva zile mai târziu, Light face o plimbare cu Ryuk și observă că cineva îl urmărește. Ryuk spune că aceeași persoană îl urmărește pe Light deja de 2 zile, nu a spus nimic pentru că trebuie să rămână neutru. Ceva mai târziu, Light și Shiori ia autobuzul, iar tipul se așează în spatele lor. Light îl confruntă imediat, dar bărbatul se preface că nu știe nimic. În acel moment, un nebun se urcă în autobuz și ia ostatici pe pasageri. Light îl recunoaște ca fiind un infractor căutat și vrea să ajute, așa că scrie pe o bucată de hârtie că urmează să-l abordeze. Când bărbatul din spatele lui vede acest lucru, îl avertizează imediat de pericol și îi spune să aibă încredere în el pentru că este de la FBI. Light nu-l crede, așa că bărbatul i-a arătat insignă și Light poate vedea că numele lui este Ray. Observând că băieții vorbesc, criminalul se apropie și smulge lui Light bucata de hârtie, care se dovedește a fi o porțiune ruptă din biletul de adio. Acest lucru îi permite tipului să-l vadă pe Ryuk, așa că intră imediat în panică și deschide focul. Gloanțele nu-i fac nimic, iar criminalul se spere și mai tare, așa că se grăbește să iasă din autobuz, doar pentru a fi lovit de o mașină și a muri pe loc. Light nu este surprins de această întorsătură a evenimentelor. A scris toate acestea în caiet pentru a-l ucide pe criminal și a obține în același timp identitatea agentului. Acum el știe că polițiștii îl caută pe cel care a divulgat informațiile. Vrea să-l ucidă pe Ray, dar nu poate, pentru că ar deveni principalul suspect, așa că va trebui să adune mai întâi identitățile agenților de la FBI care au legătură cu cazul. Ceva mai târziu, Ray și-a rămas bun de la prietena sa Naomi după ce și anulează brusc planurile pentru ziua respectivă. Găsind acest lucru suspect, Naomi începe să-l urmărească și se urcă în metrou cu el. Între timp, Ray apucă un plic pe care cineva i l-a lăsat și găsește o grămadă de foi de hârtie împreună cu un radio. În acel moment, Light îl contactează din celălalt vagon de tren, folosind o voce distorsionată pentru a spune că este Kira. Când Ray cere dovezi, Light îl ucide pe bărbatul care stătea lângă Ray, care este și el un criminal. Light amenință că îi va ucide pe toți pasagerii din tren dacă Ray nu face ce spune el, așa că îi urmează instrucțiunile. Pe laptopul său, el accesează baza de date a poliției și se uită pe lista agenților implicați în caz. Apoi copiază toate numele pe foile de hârtie, în timp ce se uită la pozele lor de profil. Toți agenții FBI încep să moară în același timp și după ce îl vede pe Ryuk la fereastră, Ray iese din tren, dar are și el un atac de cordă. Naomi se grăbește să-i vină alături, dar este prea târziu. Light privește acest lucru din tren și zâmbește satisfăcut în timp ce recuperează plicul, dezvăluind că hârtiile pe care le dăduse lui Ray erau pagini din biletul de adio. Mai târziu, la secția de poliție, Soichiro le spune că a început să ucidă agenți, așa că nimeni din poliție nu mai este în siguranță. Toți cei implicați au voie să plece acum fără a fi pedepsiți sau judecați pentru asta. Cea mai mare parte a echipei părăsește imediat încăperea și doar câțiva agenți rămân în urmă pentru a ajuta. Deoarece situația devine serioasă, echipa cere să se întâlnească cu el în persoană. Cererea lor este acceptată și în curând vizitează un apartament unde îl întâlnesc în sfârșit pe el, care se dovedește a fi foarte tânăr. El a dedus că Kira poate manipula ora și cauza morții, dar are nevoie și de numele victimei, așa că le spune tuturor să folosească nume false de acum încolo. El se uită la toate înregistrările de la stația de metrou și observă că Ray arăta spre cineva din tren înainte de a muri. Apoi le spune polițiștilor că familiile lor sunt suspecte și că vor fi monitorizate timp de o săptămână. Între timp, se dezvolte că Naomi a fost și ea un agent și chiar a lucrat pentru el. Ea vrea dreptate pentru Ray și începe să investigheze pe cont propriu, obținând în cele din urmă câteva detalii despre incidentul din autobuz. Devenind suspicios, se duce să-l confrunte pe Light la colegiu, dar acesta neagă că știe ceva. Înainte de a pleca, Naomi recunoaște că i-a dat un nume fals ca parte a planului ei de a dovedi că Light este vinovat. Când Light se întoarce acasă, observă că minele de creion pe care le pusese la ușă sunt pe jos, ceea ce înseamnă că cineva a fost în dormitorul său. Intră înăuntru și își face temele în timp ce îl ignoră pe Ryuk, pe care le enervează din ce în ce mai tare. Mai târziu, când Light iese la o plimbare, îi explică că probabil camera lui a fost ascultată. Teoria lui este corectă, iar acum el și polițiștii îi supraveghează camera în fiecare zi. În primele zile, nu se întâmplă nimic. În cele din urmă, un criminal moare în circumstanțe misterioase și Soichiro crede că este o dovadă suficientă, dar el atrage atenția că Kira poate manipula momentul morții, așa că trebuie să aștepte moartea unui criminal prins de recent. Câteva zile mai târziu, Light se duce în camera lui după cină, cu o pungă de chipsuri pe care le mănâncă în timp ce studiază. În acel moment, la știri se vorbește despre un caz în care este implicat un nou criminal care în curând moare din cauza unui atac de cordă. Soichiro este încântat să vadă acest lucru, deoarece dovedește că fiul său este nevinovat, iar el nu are altă soluție
decât să-i lase să îndepărteze camerele, chiar dacă este încă suspicios. A doua zi, Ryu confirmă că nu mai există niciun microfon, iar Light îi explică cum a făcut-o. A ascuns un televizor mic și o bucată din biletul de adio în punga de chipsuri, apoi a scris cu mâna în interiorul pungii. Ceva mai târziu, Naomi îl sună pe el pentru a-i spune că îi va da dovezile de care au nevoie. Între timp, Light se duce la o galerie de artă pentru întâlnirea cu Shiori, doar pentru a descoperi că Naomi a luat o statică. Naomi furioasă îi spune lui Light să mărturisească, dar el continuă să nege că este Kira și imploră pentru viața lui Shiori. Devenind disperată, Naomi își dezvăluie numele real pentru a vedea dacă o va ucide, iar Light ia un pix, în timp ce el urmărește totul prin camerele de supraveghere. În acel moment sosește poliția și Naomi este distrasă, dându-i lui Shiori șansa de se elibera și de a fugi spre Light. Naomi intră în panică și trage cu arma, împușcându-o accidental pe Shiori în loc de Light. Acesta aleargă lângă ea și Shiori îl sărută înainte de a muri. Simțindu-se vinovată, Naomi decide să-și folosească arma pentru a-și lua viața și a se reuni cu Rei. Ulterior, Ryu îl întreabă pe Light despre Shiori, doar pentru a observa că Light nu este deloc trist și că a jucat teatru. Se pare că acest lucru făcea parte din planul său de a-și curăța numele. El descoperise numele femeii, investigând viața lui Rei și găsind biserica unde cuplul avea o rezervare. Apoi a pus-o să facă toate lucrurile pe care le-a făcut cu puțin timp în urmă, inclusiv să tragă cu arma la întâmplare și să-și ia viața. De asemenea, a scris că Shiori ar fi fost în apropiere și că ar fi fost ucisă de un foc de armă în același timp și cum aproape nimeni în Japonia nu poartă o armă, biletul de adio a făcut o legătură naturală între cele două morți. Chiar și un demon sumbru ca Ryuk este dezgustat de răceala lui Light. Cu numele lui curat, Light se preface că este foarte supărat și că vrea să prindă criminalul care se află în spatele morții lui Shiori. Deoarece Light a ajutat forțele de ordine în trecut, Soichiro este de acord să lase să ajute și în acest caz. Apoi Light îi face cunoștință cu el, care îl întâlnește în timp ce mănâncă aceeași pungă de chipsuri pe care Light a folosit-o pentru planul său. Între timp, o celebritate pe nume Miza fuge de un coleg de serviciu nebun care o vrea doar pentru el. Dintr-o dată, tipul cade mort, iar Miza vede un bilet de adio pe jos. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!